Continuă suspansul în legătură cu soarta lui Liviu Dragnea. În alta curte amâna din nou decizia în cel de-al doilea dosar penal al liderului PSD, cel al angajărilor fictive de la Direcția de Asistență Socială, Tellerman. Instanța a amânat luarea unei hotărâri pentru data de 21 iunie, pentru că avocatul fostei soții a președintelui PSD a depus abia miercuri concluziile din dosar, iar instanța nu a avut timp să analizeze documentele. La ultimul termen, procurorii anticorupție au cerut o pedeapsă de 7 ani și 6 luni de închisoare pentru președintele PSD. Dragnea este acuzat că în perioada în care a fost președinte al Consiliului Județean Tellerman ar fi instigat la abuz în serviciu. Acesta mai este anchetat și pentru instigare la fals intelectual. Procurorii DNA acuză pe Dragnea că în perioada iulie 2006-decembrie 2012, în calitate de președinte al Consiliului Județean Tellerman, ar fi determinat-o pe directoarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, instituția aflată în subordinea forului județean, să mențină în funcție două angajate chiar dacă acestea lucrau propriu-zis la sediul PSD Tellerman. Astfel, cele două femei au primit salarii în cadrul instituției, deși nu lucrau efectiv la asistența socială. Prejudiciul în această cauză este de peste 100.000 de lei, sumă cu care Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tellerman s-a constituit parte civilă în procesul penal. Președintele PSD Liviu Dragnea are până acum o condamnare penală la 2 ani de închisoare cu suspendare în dosarul referendumului din 2012, dată acum 2 ani.